Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din zodia Săgetător pentru luna mai 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Săgetător pentru luna mai 2024. Să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei din zodia Săgetător. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din zodia Săgetător. Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei din zodia Săgetător pentru luna mai 2024. Avem asul de cupe, cavalerul de bâte și șasele de cupe. Wow! O mutare, o plecare, da? Dumneavoastră veți pleca, veți călători către locurile natale, unii dintre voi. Este o nouă oportunitate, wow, ce frumos! Suflete pereche aici! Vă îndreptați către sufletul pereche, ceva care străluciți soarele, da? Vă însănătoșiți, vă vindecați, aveți parte de abundență, de liniște, de armonie. Zodia Leu, posibil să aveți de-a face cu această zodie sau nu. Asul de cupe, o nouă șansă, o nouă cupă de iubire, da? O declarație, posibil să aveți de-a face cu zodiile de apă, rac pe scorpion. Foarte frumos. Cineva vă declară iubirea. Este un nou început, o nouă oportunitate, dar posibil da să fie vorba și despre un copil. Despre un copil, da? Despre o sarcină, despre doamnele nașteți în această perioadă, da? Posibil acest lucru. Cavalerul de bâte, faceți o mutare, o relocare, acționați. Este plin de pasiune în această perioadă, plin de energie. Poate călătoriți, da, unii dintre voi faceți o călătorie, de ce nu? O mutare, poate vă mutați în locurile natale, vă întâlniți cu cineva drag sufletului din trecutul dumneavoastră, cu cineva din trecut, vă revedeți. Poate aveți de-a face cu suflete pereche, da, cu un partener, parteneră din trecutul dumneavoastră, vă împăcați cu cineva, da, din trecut. Faceți lucruri care vă plăceau în trecut. Reveniți la sentimente mai bune unii dintre voi. Da? Este o lună foarte frumoasă pentru cei din zodia Săgetător. Foarte frumos. O energie foarte plăcută. Regele de monede. Da, aici are de-a face cu tradiția. Da, cineva cu bine înrădăcinat. Legătură cu casă, terenuri. Da? La țară, undeva, da, rural, aici este ceva, posibil, da, să fie vorba despre o persoană stabilă din punct de vedere financiar, să cereți ajutorul acestei persoane sau dumneavoastră să intrați în această energie, să fiți mai siguri, mai stabili. Posibil să aveți de-a face cu zodii de pământ, aur, fecioară, capricorn, în unele cazuri, da, vă doriți stabilitate, siguranță. Vă relocați, cum am și spus, posibil, da, să vă cumpărați o casă, unii dintre voi. Vă mutați într-o casă nouă, regina de cupe. Aici aveți pe cineva care este echilibrat din punct de vedere emoțional, rac pe scorpion, posibil să aveți de-a face cu aceste zodii. Sunteți mai emotivi, da? Poate unii dintre voi mai sensibili în această perioadă, poate chiar și deschiși, da? Da, deschiși și unei noi povești de dragoste. De ce nu? Un nou proiect. De-abia am reușit să spun, da, pur și simplu m-am bâlbâit. Cred că unora vă este greu să acceptați acest nou, dar sunteți invitați la acest nou. Parcă vă copleșesc așa emoțiile. Te plin de emoție, simt așa o energie aici. Sunteți emotivi în această perioadă, sensibili, așa, nu știți ce să faceți. Parcă vine așa fericirea asta
dintr-o dată și parcă vă dă așa un pic peste cap. Nu v-ați așteptat, unii dintre voi nu v-ați așteptat la această nouă oportunitate, la această șansă. Sau să ajungeți până aici. Sau să vă cumpărați casa visurilor. Poate unii dintre voi v-ați dori foarte mult să vă cumpărați o casă așa cum o vedeați, da, la țară, undeva retrasă, într-un loc retras. Și se pare că devine acest vis împlinit, da? Vi se îndeplinește acest vis. Parcă așa nu vă vine să credeți. Dar atenție, că aveți de-a face și cu cineva care vă cam pune bețe în roate aici, cu șaptele de săbi, cineva care îi atrageți atenția acestei persoane, da? Pentru că vede că străluciți, sunteți bine, da? Poate că vă achiziționați sau vă relocați și această persoană se simte așa curioasă să vadă ce faceți, da? Cum de ați ajuns să vă cumpărați propria locuință sau v-ați mutat sau cum ați ajuns să aveți partenerul respectiv sau partenera, da? Stârniți curiozitatea cuiva aici. De unde atâta stabilitate și de unde atâta armonie în viața dumneavoastră, da? Este cineva aici în jurul nostru care nu este chiar atât de încântat de faptul că dumneavoastră sunteți bine, dar avem aici un nouă de monede, stabilitate financiară. Vă simțiți împliniți, sunteți siguri pe voi. Sunteți independenți, poate aveți propria afacere, dă roade în această lună, da? Sunteți mulțumiți de rezultate. Aveți grijă mai mult de voi, vă acordați mai multă atenție în această lună. Foarte frumos. Trei de monede, munciți într-o echipă, da? O echipă care vă puteți baza, duceți proiectul până la bun sfârșit, da? Este ceva aici care va duce un succes mare. Acest proiect, această colaborare pe care o aveți, da, și aceste persoane cu care colaborați, va duce un succes. Deci este ceva de succes, de viitor, ceva bun, de bun augur. Valetul de cupe, da, primiți o veste, o invitație, da, la iubire, din nou. Este aici o energie tânără, este ceva nou pentru dumneavoastră. Cineva vă declară că vă iubește sau vine cu propunerea de a forma o familie sau o ofertă, o ofertă care pur și simplu va duce soarele, va duce o veste foarte bună. Da? Deci se pare că munca și tot ce ați făcut până acum, da, din nou, cavalerul de cupe, iar o altă invitație, da? Foarte frumos. Primiți vești, vești plăcute de la drum sau invitație, da, să călătoriți, să mergeți la un drum, să faceți un pas important pentru dumneavoastră. Foarte multe drumuri se pare că veți face în această lună pentru mutarea respectivă pe care o faceți. Poate unii vă mutați cu serviciu, da? Locul de muncă unde lucrați vă oferă și locuință, da? De ce nu? Sau unii vă hotărâți să vă cumpărați o locuință, da? Să fie a voastră. Vă mutați la casa dumneavoastră, vă achiziționați, poate chiar o mașină unii dintre voi, da? Vă achiziționați. De ce nu? Este ceva care v-ați dorit din copilărie și se transformă în realitate acum. Vi se îndeplinește un vis. Foarte frumos. Da, vi se îndeplinește un vis. Visul dumneavoastră devine realitate. O energie foarte plăcută. Sper să rezoneze, da? Cine trebuie cu acest mesaj, bineînțeles că nu toată lumea va rezona. O energie foarte plăcută. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.